Incendiu violent în această dimineață la o casă de pe strada Cuza Vodă din Constanța. Pompierii au extras o femeie de 90 de ani care a fost resuscitată de salvatori. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, o descarcerare, o autoscară și două echipaje de prim ajutor, precum și în sprijin un echipaj de terapie intensivă mobilă. Echipele de căutare salvare au extras o victimă de sex feminin în vârstă de aproximativ 90 de ani, care a fost resuscitată la fața locului de colegii de pe echipajul Smurd C. Victima, din fericire, a răspuns manevrelor de resuscitare și transportată ulterior la Spitalul Județean Constanța. În jurul orei 15:10 incendiul a fost lichidat, a ars o cameră pe o suprafață de 20 de metri pătrați, restul locuinței, parter plus etajul 1, fiind afectată de fum. Cauza probabilă a incendiului a rămas în curs de stabilire.